Bună ziua și bine m-am găsit la Procul Online, pe exercițiu de matematică. Așa, hai să zicem, recapitulare. Pentru test. La... Pentru... Teză. Clasa... A... Cincea. Să... Se... Afle... X... Din... 22,4 minus 3x egal cu 5x minus, minus, să zicem, 7,6. Vorbește Andrei? Scădem 3x. Adunăm 3x în a doua parte, deci, și scădem 7,6. Deci adunăm un 3x în ambii membri. De ce există adunăm un 3x și ne zis scădem un 5x? Pentru că o să avem 5x plus 3x și să mutăm... Asta e! Să avem 5x plus 3x ca să putem face 8x. Altfel ar fost minus 3x minus 5x scăzând. Și nu ne descurcăm. Deci tu sensizezi că minus 3x, că 3x este cu minus într-un din membrii și de aceea adunăm în ambii membrii, da? Un 3x, Davide, și e echivalent cu... 7,6 plus... Era adus și 7,6, e perfect cum faci. 7,6 plus 2,4. Deci 7,6 plus 2,4 egal cu David, Darius. 7,6 plus 2,4 egal cu 5x plus 3x. 5x plus 3x, da, echivalent cu... continuă, te rog. Este echivalent cu 30 egal cu 8x. 30 egal cu 8x, 30 este... Ai, 7,10. Da. Hai, deci vine că... 10, mă scuzați. Așa. Eu am copiat 20. Și acum, te rog, Horia, rezolvă. Împărțim prin 8. Așa. Și x egal cu 10 împărțit la 8. X egal cu... Deci x egal cu cât? X egal cu... Pune 10. Aici 10, da? Da. Așa. X egal cu cât ai zis? Nu am fost atent. 10 împărțit la 8. A zis x egal cu 10 împărțit la 8 și dar ea face cât? Și este egal cu 1,25. 1,25. Perfect. 1,25. O altă, un alt exercițiu care sună așa. Minus 7, 2 minus 7x mai mare decât minus, decât 5x. Așa, 5x minus 12, minus 10. Minus 10. Vorbește Darius? Păi adunăm un 10 și adunăm un 7x și un 10. Deci adunăm un 7x în ambii membri, da, și un 10 în ambii membri. Yes. Și devine, îmi spune Davide. Și devine 12 mai mare decât 12x. Decât 12x. Ceea ce ar însemna? Ceea ce ar însemna că x este egal cu 1. X egal cu 1? Cu 0. De cum ai ajuns la 0, el are, așa te propun, x egal cu 0. Stai puțin, noi am scăzut un 10, nu ar fi 2 minus 10? 2 minus 10. Noi am scăzut un 10, nu? Adunat un 10. Adunat un 10. Adunat un 10, a făcut bine, nu? Tu dacă te gândești să scădem un 10, nu-i bine. 10-le ăsta e scăzut într-unul din membri și atunci am adunat pe 10 și la fel adunat pe 7x. Care e cu minus. Asta e mecanismul, trebuie să țineți bine în minte. Și am ajuns la 12 mai mare decât 12x. Acum, Daria, te rog să spui. El a zis x egal cu 0, x egal cu... Împărțim totul prin 12. Așa, da. Și o să fie 1 mai mare decât x. Și a
pare că 1 mai mare, decât x. Deci 1 schimbăm inegalitatea, o privim din sensul celălalt și va fi că x mai mic ca 1. Da? X mai mic ca 1. Ei știu aparținul intervalului? Da. Nu mai știu. Toți x și natural mai mici decât 1. Care este? 0. Deci rezultă că x egal cu 0. Dacă ar fi două elemente sau trei, am fi spus într-o mulțime. Da? Da. Deci, atenție, urmărim aici, la egalitate sau inegalitate, tehnica este aceeași. Dar, bine, nu spunem x, de cum ți-a dat ție 0? Care a fost mecanismul? Eu am împărțit. Da. Și mi-a dat unul mai mare decât x. A, și am zis că e 0. Așa. Perfect. Dacă ai gândit așa, da, bravo. Da, dacă mie mi-ai spus. Bun, e perfect. Dacă tu așa ai gândit, este excelent. Dar te rog, ai ceva? Da, da, da. Se dă mulțimea mare, egală cu 5, da. 3 pe 7, 0,15, 3 pe 7. 3 pe 7, da. Da. 0,15, 7 pe 1. Pune mai da, un și virgulă. Da, așa, și virgulă. 7 pe 1. 1 între 3 și 1 pe 2, 3,14, 5 pe 8, 8 și 0. Determinați mulțimea A intersectată cu mulțimea numerelor naturale. Deci, A intersectat cu mulțimea numerelor naturale egal cu cine? Ce ai urmă? Cine vorbește, domnule? Vorbește... Orian. Trebuie să vedem care dintre cele de aici sunt numele naturale. Așa, din tot ce vedem în mulțimea asta, să vedem cine, care sunt numele naturale. Și trebuie să le punem la intersecție. Deci acolo vă pune. Te rog, uitându-te tu, care sunt numele naturale? 5. 5. Davide, altcineva? 7 pe 1, adică 7. 7 pe 1. 7 pe 1. Foarte bine. Darius. 8. 8. Și ce mai întreagă este Alexandru. Andrei. 0. Și încă ce mai găsim? Atât. Atât, da. Deci. Un întreg și o doime. Este natural? Nu, este 1,2. Deci e 1,3. Și la care mai pui jumătate? E 1,5. Deci un întreg și o doime, știți cât înseamnă ca fracție? 1,5. 1,5 ca fracție zecimală, dar ca fracție ordinară. La fracție ordinară. Deci un întreg și o doime transformați în fracție înseamnă 1,5, a spus Dare o dată, sau asta ca fracție zecimale. Da, 3 pe 2. 3 pe 2. 1 ori 2 plus 1. Deci 1 ori 2 plus 1 și face 3 pe 2. Deci 3 pe 2 înseamnă 1,5. Nu este număr natural. Clar, da? Nu mai încate discuții. Următorul exercițiu, 7. Nu, la noi cât o fi. Calculați. 0,34 ori 5. 0,34 ori 5. Plus 1,17 ori 5. Plus 5 ori 2,49, 2,49, totul de împărțit la, la 10 la 7. 10 la puterea 7. Ia, cât face? Vorbește Davide. Cum începe să mulțim? Toți mulțiți ceva. Toată lumea vrea să mulțească. Să mulțească, să facă ce vrea. Sau să o scoate pe 5, fac acolo. Asta e ideea foarte tare. 5 ori 5 ori 5. Păi, foarte important. Ne-am gândit de mult. Cita aici e mulțim și bine mulțim. Am terminat. Sigur că da. Sperăm să fie așa. 5 pe lângă. Cine vorbește? Daria. 5 pe lângă 0,34 plus 1,17 plus 2,49. Tot împărțit la 10 la 7. Împărțit la 10 la 7 egal cu, vorbește
Horia? 0 la 34, 17. Adunăm, toți adunăm. Toată lumea adună. Și spuneți rezultatul. 1,51. Cât? 1,51. Final? Da, nu. Totul, totul vreau. Totul. Adunarea asta. 5 ori... 0,34, 0,7, 0,49... 4, 4. 5 ori 4. Așa face 4? Da. Mai vedem. Da. 4, dar nu e 4, 4. Andrei, tu vrei tot? Da, paranteză. 4, paranteză, Daria? Și tot, am vrea. 1,51 cu 2,49, da? 4, 7, 8. 0,34 cu 1,17 cu 2,49. Da. Deci cum am adunat aici? Păi 4, 7. La unități 9, 7 și 4. Nu la unități, cum se cheamă astea unitatea și numește? Sutim. Asta. Sutimile adunate fac 0, nu? La zecimi adunate, veți vedea 3, 4 și cu 4, 8 și cu 2 de la sutim, 10, 1, 2, 3 și 4. Exact, 5 ori 4, totul de împărțit la 10 la 7. Și 0,5 ori 4 în fiecare, dacă e 20. Așa. 20. Va face 20 împărțit la 10 la 7, da? Care va fi 0,5 de 0 și 20. 0, 0. Eu pun așa cum spui tu, 0,5 de 0. 1, 2, 3, 4, 5. Da. Și 20 în 4. 20. Și 20 în 4. Sau 2. Mai ales 0. Nu. Păi, o fi corect acum? Da. Eu nu știu. Voi să nu știu. Am scris acolo, da, dar acum argumentează Horia. Este 20, noi avem 10 la 7, trecem peste două cifre și mai punem încă 50. 20. Da. Și aici este virgula, nu? Da. Și ne trebuie 2, le-am deja, am ajuns aici și încă 5, da? Da. Și este corect. 2, 4, 5, 2. Perfect. Bravo. Bun. Mai am. Altă te rog, studiez. Imediat, Daria. Este test de captura de teză. Stabiliți dacă fracția 3 la 22 supra 2 la 33. 3 la 22 supra 2 la puterea 33 este supraunitară. E mai mare ca 1 sau mai mică ca 1? Eu îți spun așa, să fie mai interesant. E supraunitară sau subunitară? Nu știm. Urmează să le pronunțăm. Da, profesor, știm că 3 la 2, 2 la 2 era 9 și 8. 3 la 2 supra 2 la 3, care este 9 pe 8. Deci, el vine cu o propunere. Pe 22 să scriem ca fiind 2 ori 11. 2 ori 11. Da? Și pe 33 ca să scriem cât? 3 ori 11. Deci, pe cât la fracția 3 la 22 supra 2 la 33, care poate fi văzut egal mai departe cu 3 la cât am zis, dar este egal cu 3 la 2 ori 11. 2 ori 11, corect. 2 ori 11. Totul supra 2 la puterea Daria. Totul supra 2 la puterea 11 ori 3. 3 ori 11. Care mai poate fi scrisă cu următoarea? Ca 9 la puterea 11 supra 9 la 11, adică 3 la 2, totul la 11. Deci 9 la 11, supra 8 la 11. Și știm că 9 și 8 nu se vor împărți niciodată. 9 la 8, nu. Dar cum este 9 față de 8? Mai mare. Deci 9 e mai mare decât 8. Așa se încerc să fie o fracție supraunitară. Da, așa 9 e mai mare ca 8. Împărțim această inegalitate prin 8. Și ea se așează. 1,9 pe 8.
ca o fracție, egal cu 9 supra 8, care e mai mare ca 1. Dacă am învățit prin loc, 8 supra 8 face 1. Și acum ridicăm ambii membrii la puterea 11 ani. Și membru stâng și membru. Uitați-vă cum trebuie să redactați copii. Și notați așa. Ridicăm la 11. De ce ridicăm 11? De ce nu ridicăm la 12? Așa? Exact. Pentru că acolo avem 11. Asta. Asta s-ar mai așeza cum, Doria? 9 pe 8, totul la 11. Deci fiind și numărătorul și numitorul aceeași exponent, aceeași putere, cum spuneți voi, atunci așa, și din momentul ăsta, ridic atât stânga cât și dreapta la puterea 11 și atunci apare 9 pe 8 totul la 11 e mai mare decât 1 la 11. Iar 1 la 11 face cât? 1. Și iată cum am arătat corect, riguros că 9 pe 8 totul la 11 e mai mare ca 1. Adică ce fel de fracție este asta? Supra-unitar. Deci, asta e demonstrația. Sigur că da. Hai să mai vedem încă o dată. Autorul zice, ia cercetați voi fracția asta. O fi supra-unitar, o fi subunitar. Să se decidă, să se hotărască cu argumente, cum arată. Și aici a fost interesant, că 22 l-am văzut ca fiind 11. 33 ca fiind 11. Și atunci la putere ne-am mintit că 3 la 2 ori 11 se scrie ca fiind 3 la 2 ori 11, 3 la 2 totul la 11, la fel și 2 la 3 ori 11, 2 la 3 totul la 11. Se așează 9 pe 8 totul la 11. Și acum decid. Cum se comportă 9 cu 8? 9 mi-e mare ca 8. Împart totul prin 8. Și vine 9 pe 8 e mai mare ca 1. Că 8 pe 8 face 1. Și atunci am aplicat la 11, 1 la 11 face 1 și am arătat foarte riguros, clar, că 9 pe 8 la 11 e mare ca 1. Următorul exercițiu, transformați. 735 da, în decimetri. 735 da, da. În decimetri. Egal. Decimetri. Egal. Câți decimetri? 5 vorbești și domnul profesor. Darius? 735 decimetri va fi egal cu 735. Și egal cu 735 decimetri. Da, le-am acum. 2,35 centimetri pătrați plus 0,17 decimetri pătrați egal câți litri? Egal câți litri? Litri. Dar trebuie nu centimetri și decimetri. Asta e. Deci nu se poate lua pătrat. Dar fi la cub. La cub. Deci așa ceva e o prostie, ți-am spus. Greșit. Deci facem cub. Deci nu. Vreau decimetri, vreau metri pătrați. Un metru pătrați. Un metru pătrați. Dar de la centimetri la metru avem două scări, adică 40 și o să fie 0,0... Nu, stați. O să fie 0,4. Ușor, ușor. Cred că am spus greșit. 2,35 cm² plus 0,17 cm² în metri pătrați. Nu vorbim că nu fac întreg. Scrie 0,000235. Deci spui că ar fi egal cu 0,00... Câți de 0 spui? 3. 3 de 0, da? Și urmă 35, da? Nu, 2, 3, 5. Și 2. 2, 3, 5. Deci, 2, 3, 5. Sunteți de acord cu asta? Da. 0,3 de 0 și 2, 3, 5. La sfârșit? Da. Darius. Da. Și motivează-mă. De ce? Păi, pentru că de la centimetri la metri sunt două scări. Da.
Trebuie să avem 4-0-3. 4-0-3. Deci mutăm, mutăm virgula la stânga peste 4 cifre. Da? Una o avem, 2. Și mai trebuie 3-0-3. Ea a fost aici. Da. Și dacă a fost aici, îl duc în stânga. Da, într-adevăr, așa este bine adevărită Daria. Plus, plus 0,17 decimetri. Totul, da. 0,0017. Da. 0,0017. Ce sunt astea? Metri, da? Metri pătrați, aici metri pătrați. Și egal suma asta, cum vorbește Andrei. Egal cu 0,0. Poate mă adună. Vă voi consulta la cuștiri dată la răspuns. Dar corect. Și comunitatea de măsuri. Și comunitatea de măsuri la sfârșit. Vă da 5, 3. La sfârșit 5, 3. 9. 9. 5, 3, 9, 3. 1. Ai zis 5, ai zis 5, 3, 9, 9, 3, acum? 3. Și 3 de 0. Și 3 de 0. Dar nu sunt așa de acord. Deci este punctul lui de vedere. Să vedem cum ai gândit. Cum ai gândit? Care e motivul pentru care tu te-ai oprit așa la rezultatul ăsta? Cum se adună două sau mai multe? Se așează virgulă sub virgulă, nu știu ce spun. Aș fi început așa. 0 virgulă cu 3 de 0. 2, 3, 5. Adunat cu 0 virgulă. Orian? 0 virgulă 0, 0. 17. 5, 3, 9, 1. 5, 3, 9, 1. 0, 0, 0, 0. Da? 1 este aici. Așa. Metri pătrați. Da. Și vedeți cum 0 inclus acum. Unde? Da, aici? Jos, jos. A, aici este. Acolo. Vă mai dau un mai. Te rog. Mai facem și altă mă, dar să mai lucrăm și un pic altă materie. Scrieți fracțiile egale cu fracția 3 pe 7, care are numitorul un număr natural cuprins între 70 și 100. Cu ce fracție? Deci, 3 pe 7. 3 pe 7. Să scriem, scriem fracții echivalente cu așa asta. Da. Încât la numitor, numitor să avem un număr natural cuprins între 70 și 100. Un număr A. Unde A este cuprins între 70 și 100. Știți să întâmplă toate? Să scriu toate fracțiile, echivalente cu 3 pe 7, dar la numitor să fie un număr cuprins între 70 și 100. Să facem? Da. Te rog. Păi, ca numitor să fie între 70 și 100, 70 la 70 și va fi 11. Adică, cât să fie o prima adică fracție? 33 cu 77. Corect. 33. 33 pe 77. Era amplifică asta. 11. Foarte tare. Adică acolo, dacă ar fi 10, da 30 pe 70. Dacă ar fi dat fracția cu 10, ar fi dat 70 și nu ți-ar fi convenit. Și goria următoarea? Următoarea este 66/84. 36 pe 84, Andrei, ești de acord? Da. Una din ele este? Da. Adică am amplificat cu cât fracția Daria? Când a zis 36. 12. 36 pe 84. Altă fracție. Davide? Scriu, scriu toate fracțiile. 39 pe 91. 39 pe 91, zice el. E bine pe 91? Da, da. Da, să poți fac observație? Te rog. La numitorul e din 7 în 7. Sigur că da. Și sus din 3 în 3. Da. Da? Din 3, din 7 în 7 și din 3 în 3.
Și aș mai avea o variantă. 46 supra 98. Cât? 46. 46, 42. 42. De o mai... În treia, 42 supra 90. 98. Acestea sunt toate fracțiile echivalente cu 37. Și care, slăguitor, au nu, numere cuprinse între 70 și 100. Așa trebuie să înțelegeți exercițiu. Așa trebuie să înțelegeți. Deci dacă veți fi puși în situația asta, așa trebuie să urmăriți. Media aritmetică a două numere raționale este 180. Deci media aritmetică, aritmetica a două numere. A plus B, în paranteză, în fracțiunea 2, egal cu... Pe 2 trebuie să vă obișnuiți că ați învățat fracții, domn profesor, să obișnuim cu fracții, nu împărți la 2. Deci, da, dar trebuie să vă obișnuiți cu fracțiile. Dar ce? Nu e foarte, să înțelegeți și așa. Profesor, ce înseamnă numele raționale? Raționale. Iată întrebare, foarte clar, foarte bine de pus întrebare. Ei, asta îmi face, mă încântă, înseamnă că tu ești atent de lecția. Ce înseamnă numele raționale? Ne-a pus nouă întrebare. Ați putea răspunde? Ați putea da exemple de numere raționale? Ce mulțime de numere am învățat noi până acum? Care sunt mulțimea de numere? Mai întâi, prima mulțime despre care am discutat a fost mulțimea numerelor naturale, până în clasa a treia, bănesc eu. Și a patra. Și a patra sunt ceva. Practic, da. E vorba de mulțimea 0, 1, 2, 3 și așa mai departe. Asta e mulțimea naturală. Începând din clasa a patra, am prins că acum chiar din clasa a treia, se introduce noțiunea de fracție a o parte a întregului. Cum se numesc numele acestea? De fracționare. Asta. Sau raționare. Deci fracționare, care sunt în varianta fracții zecimale sau fracții ordinare și se notează cu Q. Deci Q înseamnă mulțimea numerelor raționale. Q plus chiar vorbim voi. Da? Voi ca și parte Q și minus. Probabil că există și minus. Deci mulțimea numerelor, mulțimea numerelor raționale. Raționale, fracționale. Deci numele e acela totul, nu? Da. Asta. Oare o cuprinde și mulțimea numerelor Deci aici ca să înțelegem, toate fracțiile de forma mutentă, toate fracțiile de forma mutentă, cu varianta că U și N sunt numere naturale. Adică, la numărător și la numitor sunt numele naturale. Și cu o precizare foarte importantă. Pentru toată viața. Ce-am uitat eu acolo? Am uitat ceva. Ați uitat. Mâna este divizibilă cu N. Bun. Dacă e divizibil, îl simplificăm. Da. Nu este zero. Niciodată. Nu da, are voie să fie zero. O scrieți pe asta. Da, bără. Nu diferite zero. Am uitat aici. Da. Ce bine că am uitat. Ca să planificăm bine lucrurile, da? Deci, cu virgulă, nu diferit de zero. Da, să scriu cu altă culoare. Da, da, da. E atât de important, încât ori de câte ori vedeți o fracție, să riscă la ea și spune sună cumva să fie numitorul zero. Deci, nu diferit de zero. Adică împărțirea la zero nu se poate. Nu se poate. Face. De aceea, nu trebuie să fie diferit de 0. Și am pus și o întrebare, domnul profesor. Oare mulțimea asta numărul natural este inclusă în mulțimea numărilor raționale? Foarte tare întrebarea. Da. Da? Pentru că o fracție, de exemplu, poate să fie 3 pe 3, care dă 1. Sau 6 pe 2. Da, sau 6 pe 3. Sau 9 pe 3. Deci e inclusă. Da. Deci mulțimea fracțiilor o include. E mai amplă asta. Adică, sunt toate numerele naturale și aș vrea să spun că e vorba de fracție care numitorul e 1. Da, 7 pe 1. 7 pe 1. Deci toate fracțiile care numitorul 1 sunt numerele naturale. Da. Deci,
Să înțelegem așa că Q e mai amplă. Da? Deci pentru, pentru N egal cu 1, atunci Q este identică cu mulțimea la fără. Deci când N devine 1, Q devine. Dar cum N poate să fie orice număr, natural înseamnă că pot să scriu acum. Ce relație să scriu între N și Q? Ce să scriu? Nu, nu aparține lui Q. Este inclusă în Q. Asta e. Semnul de apartenență se stabilește între element și mulțime. Dar între două mulțimi, semnul, semnul de incluziune. Vorbim de sensul de acesta, da? Semnul incluziunii. N este inclusă în Q. Q e mai puternic, o conține și pe N. Și acum să vă citesc problema. Da. Media aritmetică a două rațiuni este 180. Unul dintre numere este 45. Să se afle celălalt număr. Aoleu, e așa de simplu. Nu știu. Nu, 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 nu. Păi lucrează acolo, Davide, știi bine. E ca ețel. Voi, deci media aritmetică a două numere este, cum scriu asta? 40. Acum, vei să facem media, nu? Ați făcut media. Cum se face media a două sau mai multe numere? Se face, adunăm numerele acelea în paranteză și apoi împărțim la câte sunt. Adică la câte sunt? De data asta sunt două? Adică A plus B. În paranteză, împărțim la 2. Împărțim sau zicem supra? Așa, împărțim la 2. A plus B supra 2. Egal cu 180. 180. Unul din ele este 45. Care vreți voi? Egal cu 45. Ce ne vorbește? Cine este B-ul? B-ul e egal cu cine, zicem, Oria? B-ul este egal cu jumătate. Păi hai să facem o relație acolo, să înlocuim pe A, așa să lucrăm. De ce înlocuim, pur și simplu? De fapt, Oria, mă aștept să-mi spui așa, dacă jumătatea e 180, atunci întregul A plus B, cât este? Asta e. A plus B, dar putem este 60, nu? Că... am dublat. Înlocuim acum pe A. Și cum pe A îl știm, este 45. Așa vor descoperi. Dar era 180 a fost B? 180 a fost A. 180, da. Și acum e 45 și găsește Andrei. Andrei, B egal cu? B egal cu 360 minus 45 și egal cu 350. Egal cu 315. Media aritmetică a trei numere. Atenție. Media. Dar nu scrieți unde am aflat domnul Răuță, să vă zic ei cum să scrieți. Media aritmetică a trei numere. Ce supra B. Asta e. A plus B plus C supra 3. Deci media aritmetică a trei numere, Davide, este 50. Așteptați. Două dintre ele, da? Egal. Deci două din ele adunate egal cu 100. Dar pe ce? Da, două din ele adunate egal cu 100. Așteptați. Și A egal cu C. Mai adau A egal cu C. Aflați numele. Ce are de lucrurile astea? Cine vorbește? Vorbește Daria. Da. Ok, deci putem să scriem că A este egal cu B, că B este egal cu A minus 100. De acord. Este o primă părere, un punct de vedere. Dar să spunem tot în formă de A la asta. 100 minus A. Ok. Deci, Daria propune da. să-ți bate pe B. Totul să fie în formă de A, da? Da. Adică B este egal cu... Da. Dar o altă inițiativă? Mai are cineva altă? Asta ar fi înțeles ideea. E corectă, dar o inițiativă care să meargă mai repede. O idee mai rapidă. Pe Davide. Nu avem o relație.
inflație a plus de 100. Asta e. Am eu și am adus. Deci de aici înseamnă, de cele două, 100 plus C supra 3 egal cu 50. De unde? 100 plus C este egal cu 150. Deci 100 plus C egal cu 150. C egal cu 50. Gânde, gânde că C egal cu 50. C a egal cu 50. A, o, a, e, o, a egal cu 50. Și B este egal cu 50. B egal cu 50. Toate trei egal. Așa. Daria, vreau să-ți precizez așa clar că și ideea ta era perfectă, că tu ai zis să fie peste tot în A, adică pe C la B cu A, pe B 100 minus A, și mergea tot atât de bine. Da? Să ne înțelegem. Însă eu am văzut ideea asta mai rapidă. Corect. Să știi că 100 am văzut și am văzut pe C și acum C-ul fiind egal cu A și B-ul tot este în A. Determinat N mic aparține multe numere naturale N plus N stelat, mai puțin 0. Determinat pe N din N stelat. Astfel încât N plus 1 supra 3. Așa încât N plus 1 supra 3. Mai mare decât 5 pe 6. Mai mare decât 5 pe 6. Deci N mai mic decât 7. Și N mai mic decât 7. Și de desubt, N mai mic decât 7. Am văzut o chestie. Acum să vedem cine vorbește, David, eu toți ne gândim la el. Să ne gândim, să vedem ce idee ne trebuie. Desigur, îi dăm negrișițiu, încercăm să-l facem, parcă l-avem la lucrare. Exact. Și imediat vreau părere. Coria, cum ai gândit fața și negrișițiu? L-am amplificat pe o fracție cu 2 ca să nu mă același cum te-am. Foarte tare! Să aibă numitorul 6, 6 ambele fracții. Deci, scrie-mi inegalitatea într-o formă echivalentă, amplificăm cu 2 și cât ar să vină, Andrei? 2N. Așa, 2N. Plus 1. Atenție. Plus 2. Asta e. Cu 2 termin cu mulții totul. Toți termini de sus. Da? Ca și cum am aplicat distributivitatea. 2 pe lângă n plus 1. Deci 2n plus 2, totul supra 6, mai mare decât 5 pe 6. Ceea ce ar fi echivalent? Da, vede? În bazele numitorii. Deci atunci se la numărător, da. Numitorii. Și se îndreaptă sensul inegalității spre numărător. 2n plus 2. Egal cu 5. Mai, atenție la semn. Mai mare decât 5. Așa. Mai mare decât 5. 5. Vom scădem 2. Deci 2 este numitorul 6, da? Din de fracții. 2n. Și scădem în cât? Un 2. 2. Și ne vom vedea că 2n este mai mare decât 3. 2n mai mare ca 3. Știm că n este mai mic decât 7. Așa. Valorile acestea vor fi 2. Da, acolo din 2 e mai mare ca 3. Ai lăsat-o așa, nu trebuia să continui. Cum e mai mic decât 7, da. E nu poate fi 2, 3, 4. Deci de la 2 începe 2, de la 2 fac 4. De la 2 până la 6. De la 6. E bine. Da. Deci de aici rezultă că e în aparține mulțime 2, 3, 4, da, 5, 5 și 6. Fără 7. Fără 7, da? Nu mai venit în B. Dacă ați avut așa, 3 supra N plus 1 mai mare decât 6 supra 6 supra 5. Dacă vi s-a vedat așa. Noi
Deci, 3 supra n plus sunt mai mari decât 6 supra 5. Vreau, dragilor, dacă îmi dați răspunsul aici corect, voi fi cel mai fericit în seara asta. Ies pe stradă și spun tuturor, am făcut o lecție frumoasă. Da. Deci, 3 supra n plus sunt mai mari decât 6 supra 5. Știu, tot așa, cum e mai mult decât 7. El mai mare de aici. Schimb de ieșiți. Da, nu se poate. Putea să fie E mai mic, așa? Nu. Lasă așa. Pentru că trebuie să fie, poate să fie și mai mic sau trebuie să fie obligat mai mare. Mai mare, dacă a dat mai mare, mai mare. Bine, să fie mai mic așa. Păi, acolo e plusul. Pentru că să fie plusul. Păi, David are o idee. Să vedem. Produsul mesiului la produsul extremelor. Deci, nu e egal. Să facem produsul mesiului cu produsul extremelor și să păstrăm sensul acela, da? Să păstrați. O idee. O idee pe care o ai. La egalități, să păstrăm cu egal, aici păstrăm cu mai mic. Deci este o idee pe care sunteți de acord să facem așa. Uitați. Bunoară, cum este 1 supra 3 față de 1 pe 4? Zi, Daniela, dacă ai ceva. Ei nu i-a dat la fel și... Mi-a dat la fel. Mi-a dat exact la fel. Comunicatorul. Da. Comunicatorul. Uite, ți-a dat 4, 5, 6. Da, Daniela, vreau să discutăm aici. Exact. Nu trebuie să fii supărată, suntem într-o discuție, ai văzut că din aia, da, s-a spus, mulțumesc, Chiu, ce înseamnă. Corect. Eu răspund foarte repede, da. Hai să vedem, Daria, spui cum ți-a dat așa, da? Tu ai lucrat corect și ți se pare că nu ai ajuns la ceea ce lucrat. Să vedem de ce. Corect, zi, mai devine. Aici ne-ai întâlnit capul 2, te rog. Cum ai făcut? Vorbește. Păi vorbește cum ai făcut. Ca să vedeți. Nu vrei să spui la oară. Există riscul să fii greșit ceva, Daria. Cu siguranță. Și de aceea trebuie să facem. Discuția trebuie să o portăm. Dacă nu vrei, problema. Și acum, aici a venit David cu o idee, produsul metru cu produsul extremelor. Și cum ar veni David? 6n plus 6. Mai mare. Atenție. Mai mic. De unde 6 n? 6 n plus 6. De unde 6 n plus 6? De unde era mai mare? Așa. Da, dar 6N plus 6 sunt în partea asta. Deci cum ar fi trebuit să zică? 6N plus 6 mai mic. Asta e. 6N plus 6 mai mic decât 15. 15. Vom scădem un 6. Și va fi 6N mai mic decât 9. 6N mai mic decât 9. Și N în poate să... Și împărțim prin 3. Împărțim prin 3, da. Și ar fi că e? Că N, 2N. 2N, așa. Mai mult decât 6N. 6. Noi împărțim o dată prin 2. Dar nu împărțim la 3. Uite, la 3, atunci cât trebuie să fie 3? 3. 2N mai mic decât 3. Și cu mie n-am zis că e mai mare decât 7. Este imposibil. E imposibil. Deci, n-ar fi niciun ea, nu? Dar știți cum mi-a dat seama? Unde? Cum? Era 3 pe n plus 1 și 6 pe 5. Și știm că dacă n-ul trebuie să fie mai mare decât 7, să spunem că spuneam 8. 3 pe 8 era mai mic decât 6 împărțit la 5. Și am zis să rămâi ca să mai pe larg. Ca să înțeleg.